Te salut, sunt Bogdan Ilie. Am un mesaj special pentru tine astăzi, pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă. Vreau să profit de această ocazie să-ți urez multă sănătate, multă înțelepciune, fericire și împlinirea tuturor țelurilor și dorințelor tale. După cum știi, îmi place foarte mult să pun întrebări și aș vrea acum, la sfârșit de an, să te las cu o întrebare pentru care să-ți dai răspuns. Întrebarea este următoarea. Cum vei fi tu peste un an de acum încolo? Te-ai gândit vreodată? Gândește-te! Gândește-te cum ai dori să arate viața ta din toate punctele de vedere peste încă 12 luni. Pe plan personal, familie, carieră, mental, spiritual, financiar. Gândește-te la toate aceste întrebări. Pune-ți pe hârtie și urmează-ți visele. Există un concept, un concept pe care de multe ori în seminariile mele îl învăț și le spun oamenilor despre el. Este vorba despre scop, viziune și obiective. Deci, scopul nostru în această viață este acela de a fi fericiți și de a face pe cât mai mulți oameni fericiți pe lângă noi. Acum 6 luni de zile mi-am pus în minte un țel, ca până la sfârșitul anului să ating peste 800 de vieți, să influențez peste 800 de oameni cu învățăturile pe care le-am acumulat de-a lungul a 15 ani de studiu. Acum câteva zile mi-am făcut un calcul, să spunem, și vreau să-ți spun că am depășit această cifră de 3, aproape chiar 4 ori. Deci, noi toți, așa cum spuneam, suntem ființe care suntem ghidate de țeluri. Iar scopul nostru în viață trebuie să-l descoperim. Asta este credința mea. Trebuie să-ți descoperi scopul. Trebuie să-ți descoperi ceea ce te face pe tine să fii fericit. Și acum, la sfârșit de an, este un moment foarte bun să te gândești la ceea ce ai făcut de-a lungul unui întreg an și la ceea ce vrei să faci și să îndeplinești în următoarele 12 luni. Îți urez multă sănătate și multă înțelepciune și ordine mentală pentru succesul tău în viață. Bogdan Ilie.